Bun găsit la Prezentul Viitorului! Astăzi mă aflu în compania lui Alexandru Răducanu, fondatorul Canal 33 și unul dintre cei mai rezilienți oameni pe care îi cunosc. Încă din 2017, împreună cu Alexandru, am crezut în puterea cuvântului și a ideilor împărtășite, astfel m-am alăturat proiectului Canal 33. În anul 2020, Alexandru și echipa noastră de la Canal 33 au intrat în cartea recordurilor, doborând recordul pentru cel mai lung talk show din lume, un maraton de 72 de ore și 18 minute de dialog continuu, demonstrând că limitele sunt doar puncte de plecare spre noi orizonturi. Alexandru vine cu o perspectivă aprofundată asupra mai multor domenii ce ne modelează zi de zi existența. În conversația de astăzi vom explora nu doar povestea Canal 33, ci și o panoramă mai largă a mass media, analizând jocurile de putere care dau tonul în România și influența lor asupra societății. De asemenea, Alexandru, maestru al Krav Maga și un călăuzitor în lumea dezvoltării personale, ne va oferi insight-uri despre cum putem naviga aceste ape adesea tulburi, folosindu-ne de înțelepciune și echilibru. Astăzi ne propunem să decodăm prezentul pentru a proiecta un viitor în care fiecare dintre noi are un rol activ. Alexandru ne va arăta cum, începând chiar de acum, putem să punem bazele unei lumi în care progresul, înțelegerea și inovația sunt la ordinea zilei. Haideți să deschidem împreună această fereastră către viitor. Și acum, dragi prieteni, Alexandru Răducanu. Salut, Alex! Mă bucur să te văd la Prezentul Viitorului, un podcast Canal 33. Avem cei 7 ani de acasă, 2024, 7 ani de Canal 33. Mulțumesc foarte mult, Andrei, și sunt chiar așa puțin emoționat cu privire la acest interviu. Tu ești dintre primii realizatori Canal 33, ai fost din prima zi. Îți mulțumesc foarte mult pentru încrederea pe care ai avut-o în acest proiect, care până la urmă pare așa, o aventură, încă pare. E o aventură și o aventură foarte frumoasă și proiectul într-adevăr a crescut superb. Știu prin câte am trecut și prin câte trecem. Uite, știi cât se vede din afară cât se vede, da. Și cât am mai împărtășit noi aici pe exact, coridoare. Da. Pe coridoarele vieții. Înainte de a intra în miezul discuției noastre, aș vrea să te întreb dacă urmărești podcasturi, în afară de podcasturile noastre pe care știu că le urmărești. Mărturisesc că secvențe. Cu toate că, așa, dintr-un interes de marketing și de business, am prins undeva o informație foarte interesantă pe care n-aș fi luat-o în considerare sau n-aș fi crezut-o, dar e validată și de ceea ce se întâmplă în piață. Și anume că formatele foarte lungi sunt cumva favorizate de algoritmi. Un lucru la care nu mă așteptam, că până acum se mergea pe ideea formate cât mai scurte, short-uri și așa mai departe. Da, dar poate pentru un anumit tip de consumator, însă totuși se pare că formatele lungi, consistente, la care omul petrece mult timp să audieze, cumva validează pentru platformă că este un conținut de calitate și atunci le recomandă mai mult. Sigur că cei care fac podcasturi sunt de regulă și vedete, celebrități și poate ajută și notorietatea realizatorilor, dar asta a fost un lucru care m-a surprins. Totuși, n-am găsit până acum tihna să urmăresc cu orele anumite podcasturi. Trăiesc pe o viteză așa de Formula 1 în care mă uit la secvențe. Da. Dar nu am tihna ca să urmăresc în integralitate. Mi-aș dori. Poate va veni moment. Ai fost tot timpul așa în Formula 1 ca ritm? La nivelul de acum nu am fost niciodată în viața mea. Câteodată mă întreb cât de sănătos este acest lucru, pentru că mă simt ca o mașină din aia supraturată și care mai pierde o ușă, un geam, știi, mergând foarte tare și mașina o roată. Ne simțe foarte bine, în sensul că mai sunt
din drum lucruri care îmi scapă sau nu mai apuc să le fac sau pur și simplu nu mai pot să țin totul chiar 100% cum mi-aș dori eu. Sunt anumite activități pe care trebuie să le anulezi din mers. Ți-ai dorit mereu să faci presă, să faci, de fapt, antreprenoriat în mass media? Nu mi-am dorit niciodată să fac antreprenoriat în media. Nu. Nici atunci, nici acum. Acum mai mult a devenit un fel de ambiție sau nu știu cum, cumva, așa cum un fel de provocare personală, știi? Nu. Povestea cu presa este așa. Eu am început prin a publica niște cărți de autor și ca și editor. Adică am avut o experiență cu o editură terță, am înțeles că mie mai la îndemână sau mie mai bine să mi le public singur pentru a le scoate exact în formatul în care le doresc, ca le marketa așa cum le doresc și mai departe. Și am ales să le public pe o editură mică, necunoscută, înființată de mine, un SRL. Amuzant este că pe acest SRL, eu, un autor necunoscut, la un moment dat aveam în topurile Diverta, care mai țin astfel de topuri, câte o carte chiar deasupra unor autori consacrați. La un moment dat, un mic roman biografic al meu era dedicat lui Mircea Eliade, era deasupra lui alchimistului Lucrelio, adică lucruri foarte interesant. Da, mă uitam la o postare pe care ai făcut-o pe Facebook în urmă cu ceva vreme și am văzut acolo o etichetă foarte interesantă pe care Dance Mihăilescu ți-a pus-o odinioară, te-a comparat cumva cu Cioran. Da, pentru că la începutul meu, atunci când m-am cunoscut dânsul, aveam un stil care ducea foarte mult spre Cioran. Nu era nimic copiat sau ceva de genul acesta, pur și simplu e ca la o linie melodică, știi? În care poți să ai cu totul alte versuri, dar dacă linia melodică sună, e asemănător cu altceva. Cumva felul meu de a mă exprima la acea vârstă, 17-18 ani, ducea în zona aia. Oricum, interesul meu a fost pentru cărți, nu pentru presă. Că asta am deschis această paranteză și am început cu cărțile. După care, la un moment dat, m-am gândit, ok, e frumoasă activitatea asta cu cărți, eu nu am sume mari să investesc, să fac o mare editură și mai departe, nici să dezvolt logistică, infrastructură. Înseamnă mult să faci o editură. Exact. Marketarea cărților, distribuție, și, da? Și plus că, la un moment dat, mă gândeam și, măi, să-mi public propriile mele cărți până unde? Adică Pavel Corus 2 sau nu știu... Zic, hai să fac ceva serios, să-mi câștig și eu existența ducându-mă la serviciu, gen, în felul meu. Și am început să fac niște studii într-o zonă tangentă cu ceea ce făceam, adică să lucrez cu cuvântul, cuvântul scris în particular, anume să fac un marketing în publicitate și reclamă, la un moment dat, după aceea un MBA în marketing, gândind că o să-mi găsesc de lucru într-un departament de marketing al unei companii. Da, deci tu ai plecat cu paradigma de, măi, mă angajez. Da, da, da. Și hai să mă și specializez așa, peste un talent cu cuvântul, da, scris, să pun și ceva prioritate științifică și niște diplome. Numai că la momentul respectiv eu aveam vreo 27-28 de ani. Eram considerat de către agențiile de publicitate și companiile internaționale care ar fi angajat, să spunem, oameni de marketing, prea bătrân pentru a intra pe un entry level, căutau studenți de regulă sau oameni care de-abia au terminat facultatea, deci 23-24 de ani, la 28 eram bătrân și am fată mare, da, nemuritată. Așa. Iar mult prea specializat, nu? Pentru o poziție de middle management eram considerat că nu am experiență. Și atunci nu mă încadram în canoanele companiilor, așa cum mergeau ei atunci. Eram și foarte aspirațional să lucrez la vremea respectivă într-o agenție de publicitate. Eram văzut ca o chestie foarte cool și să fii copywriter, sau era bătaie mare pe locurile alea. Dar asta e ceva, pile, eu nu cunoșteam pe nimeni, adică veneam de la coada vacii la propriu, adică adică la modul ăsta, așa am crescut. Nu aveam părinți care să lucreze în anumite medii sau cineva care să mă introducă. Să te propulseze, da.
Și când vii după stradă, bună ziua, vreau și eu să lucrez. Acum ești tu, maică. Da. Știți, într-un sat, în Dâmbovița, pe stânga. Cu ce m-ați ocupat? Să știu să cosesc, așa? Să sap, să dau cu secerea, să, ești, să vedeți aici. Trebuie să vindem. Exact. Un concept, n-aveți nicio creastă, niciun cercel, nimic. Niciun nimic. Da, corect, să te îmbraci colorat, să... Așa sunt creativi, da, din, nu? Mă duceam, nu știu, cu un sacoaș, o cămașă, că nu aveam nici măcar imaginea de creativ. Adică nu te vedeau cool. Da, nu eram cool. Bun, și ce ai făcut? Și atunci am zis, ok, ce fac eu acum? Da, de mândră. Ce fac eu acum? Și întâmplarea a făcut că, într-un anumit context de viață, trebuia pur și simplu să fac alături de o persoană apropiată o mică investiție imobiliară. Să dăm un avans pentru ceva, o viluță cum erau pe vremurile alea. Și avansul, știu, era vreo 20.000 de euro, adică nu era o avere. Da. Numai că am ajuns într-un diferent cu compania respectivă și după un an, doi de mâncat ficații cu ei, ăia ne-au returnat banii înapoi, că nu ne mai vreau de clienți. Și cu această smoke, ce facem cu ea? Deja se, prețurile explodaseră la imobiliare, era în perioada aia. Adică deja nu mai putem să alocăm suma respectivă pentru același lucru în altă parte, că crescuseră foarte mult prețurile. Vreau să te reorientezi. Și atunci am zis, ok, avem această mică rezervă de bani și am luat decizia la acel moment, ok, hai să începem un mic proiect antreprenorial în domeniul publishing-ului de business, pentru că aveam acest background, publicitate, marketing, iar acei 20.000 de euro mi-au ajuns să închiriem un spațiu pentru o redacție și să plătim chiria acolo, nu știu, pe vreo două luni, ceva gen o lună plus o lună, ceva mobilier de dotare, câteva calculatoare, unul de grafică care era ceva mai scump, programele respective de grafică și ceva pentru redacție, da, la modul 5-6 calculatoare, adică nu-ți imagina că... Era dita mai redacția, da. Așa. Dar nici garaj nu era. Nu. Era un sediu civilizat. Uh-huh. Era un sediu civilizat pentru că... De ce era un sediu civilizat? Pentru că la vremea respectivă se investeau sume uriașe în presă. Era Sorin Vântu, despre care se spune că a investit în realitatea media vreo 100 de milioane de euro. Era Dinu Patriciu care a investit la fel sau poate chiar mai mult. Adică erau niște patroni de media care investeau sume uriașe având bani din alte surse. Voiculescu, cine? Da, toți grei. Toți grei investeau sume foarte mari având alte afaceri, alte, și oferau condiții și salarii foarte mari. Motiv pentru care nu puteai să angajezi pe nimeni într-un garaj. Ok, nu puteam să ofer condiții pe care le ofereau ei. Adică comparau, se uitau, băi, uite cum e la sediu X. Da, trebuia să fie ceva civilizat, ceva civilizat, așa, ca un butic. Mm-hmm. Și mi-au ajuns banii pentru o ediție, pentru un tipar. Da. Deci dacă la prima ediție a acelei reviste o dădeam în bagă, asta era. Cum se numea revista? Plecam acasă, de marketer. Și cine a fost primul pe copertă? Sau prima? Sau uite cum ai că făcut? Nici nu mai mi-aduc aminte care a fost prima copertă. Mai ai? Dacă mă crezi. Mai ai? O mai păstrezi? Eu am o parte dintre reviste pe undeva. Sunt persoane care au toată colecția. Au fost mai... Deci la un moment dat, prin București, dacă nu mă înșel, era plin de reclamă, dar de marketing. Da. Erau panouri peste tot. Am făcut niște outdoor-uri, așa este. La un moment dat, dar nu la început. Nu la început, da. A crescut frumos și proiectul respectiv. Și acel panotaj erau de regulă bartere. Adică, dar erai singur pe piață, ca nișă, mă gândesc. Da, mai era și cred că încă există un site care se cheamă AdPlayers. Da. Mai era un site și încă este care se cheamă IQ-ets, pe zona de publicitate. Dar erau online. Era online. Deci nu erau print. Asta era print și era un print calitativ. Uh-huh. Investeam în calitate. Și îmi spuneau la un moment dat angajații, cei câțiva angajații, mai erau studenți, că dom'le, la noi se predă din The Marketer. Adică era cumva la ASE. Referință. Da. Pentru că era singura publicație care făcea interviuri de top
cu oameni de directori de marketing, uh-huh, companii importante, directori generali, antreprenori, dar detalii foarte mare. Într-adevăr, ca și profil de publicație, era ceva de foarte bună calitate. Dar așa am început. În lumea presei, că da, la un moment dat se făceau diverse scenarii. Eu am intrat în lumea asta a presei de business, publicitate, da, colaborând cu iCreds. Da. Inițial, scriam pe niște forumuri, acolo m-a găsit proprietarul site-ului, Marius Cristea, și m-a invitat să scriu, uh-huh, pentru site. Adică, băi, dacă tot scrii interesant, faci comentarii pe forumuri, poate vrei să scrii pentru să ai niște comentarii de reclame, și le făceam. Așa cumva am început să public în lumea asta. Și am început în felul ăsta, pentru iQuest și ulterior pentru The Marketer, să fac interviu cu proprietarii de mari agenții. Leo Burnett, McCann Erickson, Ogilvy, Gray, mă rog, care erau la vremea, da, respectivă. S-au mai schimbat între timp unele, altele, nu? Și îi cunoșteam pe proprietarii fiecare, deja cumva e o mică comunitate, nu știu, sunt 10-15 oameni care contează în lumea asta a publicității. Și ce este amuzant este că fiecare se suspecta între ei că revista aparține celuilalt. Știi cum e, ca vorba aia lui Churchill sau nu știu cui, că războiul e purtat de oameni tineri care nu se urăsc, da, între ei, și decis de oameni bătrâni care se urăsc. Deci se urau toți între ei, niciunul la vremea respectivă nu mă credita că eu aș putea să fac acest proiect antreprenorial. Știm noi, în spatele lui Alex și de unde am bani și mari bani pe care i-am avut, au fost 20.000 de euro, care au niște bani din familie, să spun, dar eu, propriu zis, în realitate, niște economii ale unei persoane apropiate. Dar ei își imaginau că cine știe ce... Adică poate din afară părea o chestie cu foarte multe investiții. Nu, pur și simplu trăiam din rulaj. Adică dacă nu vindeam publicitate pentru ediția următoare, suficient cât să o țină revista în viață, ar fi închis. Deci ai scos o ediție. Ulterior am început să facem, da, și evenimente. Am scos o a doua publicație care se chema Business Human și la fel cu o serie de evenimente. Și iarăși o nișă. Da, da. Am găsit niște... Ai fost vizionar, să știi. Acum, dacă te uiți peste tot, forumul... Femei, da, 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 patronate. Nu era nimic atunci. Da. Eram doar eu. Da. Și ai făcut și o gală. Am făcut multe gale. Cumva era acest concept de eveniment. Făceam anual, uh-huh, cumva, această gală a Business Woman. Și așa am intrat cumva în lumea presei ca șomer, adică nu m-a angajat nimeni, nici m-am angajat singur. Fost propriul tău angajat. Și cel mai bine. Propriul meu angajator, da. Motiv pentru care făceam la firma aia, de la om de serviciu la director, adică făceam de toate. Bun, da. Cu cărțile mă duceam cu cărțile în pungă, la propriu, pe la librării, și cu facturier de la vechi, cu pixul, trebuia să las acolo facturi. Da? Da. Care e cea mai interesantă carte pe care ai scris-o? Că am scris-o. Cea mai interesantă, și nu, de cea mai, suflet. Nu cea mai bună. Interesantă de suflet. Cred că acea carte despre Mircea Eliade. Este o biografie, cum spune, nerecunoscută sau neoficială al Mircea Eliade. El a avut la un moment dat o poveste de iubire foarte specială în facultate cu o fată. Uh-huh. Atât de special a fost acea tânără în viața lui, încât nu apare nicăieri cu numele, doar o inițială R. Și foarte puține referințe cu privire la ea. Motivul pentru care am citit absolut tot ce a scris Mircea Eliade, am luat tot ce apare despre această fată și am pus așa un schelet minimal, că erau foarte puține lucruri, și restul este imaginația mea din perspectiva unei femei. Ce este interesant, și mai am o carte scrisă din perspectiva unei femei, femeile care au citit au zis, doamne, nu spate, asta e scrisă de o femeie. Adică am reușit foarte bine să mă pun în chelea personajului. Da, să te identifici. Dar de ce Eliade? Cum l-ai... Cu Eliade e scriitorul favorit? Preferat? Gânditorul preferat? Mai degrabă personalitatea preferată, sau a fost foarte mult timp. N-am mai recitit de mult timp. Uh-huh. Dar în perioada aceea de liceu-facultate am citit foarte multe Eliade și m-am identificat foarte mult cu el.
Adică acel stil al lui spartan de dormit 4 ore pe noapte, devorat biblioteci, învățat limbi străine, aici nu e un talent al meu, din păcate pentru mine, dar m-am chinuit. Adică la un moment dat învățasem ceva, sanscrită, niște cuvinte, niște... Mi-a plăcut foarte mult această combinație de spiritualitate și literatură pe care cumva o integrez și eu într-o formă. Și capacitatea de a spune lucruri foarte semnificative din punct de vedere spiritual acoperite de literatură, pentru că în literatură poți să pui orice, e ca o ficțiune, ca un film. Dacă spui pur și simplu pe față, nu știu, într-o prezentare publică, într-o lucrare, poți să fii catalogat ca neserios sau, mă rog, pseudo whatever ce, pe când în literatură poți să te exprimi liber și să... Da, e toată libertatea. Că da. Asta e și frumusețea. Mi-a plăcut călătoria lui în India, toată experiența inițiatică pe care a avut acolo. Da. Cred că a fost și revelatoare pentru el în multe privințe și pentru gândirea lui. A avut experiențe de practică yoga destul de avansate acolo, pentru că a și nimerit mai mult sau mai puțin întâmplător peste un maestru semnificativ pentru acea vreme, Swami Sivananda. Deci a avut cumva ca și îndumător pe cineva relevant care să-l conducă. Și cred că a avut niște experiențe despre care unele nici nu au vorbit niciodată, dar l-au marcat. Mi se pare că nu e foarte mult pus în valoare Elia, de la dar cine, exact dar, cum ar dar, trebui. Dar cine este pus, Andrei? Ce român este pus în valoare? De ce nu este Gheorghe Hagi antrenorul echipei naționale? Deci dau un exemplu, nu sunt micropista, zic și eu așa. Parcă mai fost, nu? Sau... Da. La echipa națională nu mi-aduc aminte, nu sunt în domeniu și nu vreau să fac gafe. Știu că a mai fost Plasteaua și a avut niște încercări care echipa lui unde se ocupă și de copii și mă rog, dar să facă ceva semnificativ pentru România nu i s-a oferit această posibilitate. Da, la fel cu Eliade, stau să mă gândesc că e o somitate la nivel internațional. Da, e un nume planetar. Ce înseamnă istoria religiilor, e exact, se predă în universități mari din afară și da. E un nume planetar pe care am putea să-l punem mai mult în valoare. În valoare. Îmi place foarte mult și am văzut în interviurile tale și acum ai spus că ai lucrat mult cu cuvântul și ai mereu expresia asta. Și te întreb, la început a fost cuvântul? Nu pot să spun că stăpânesc sau am înțeles pe deplin această expresie. Ceea ce am înțeles este faptul că dincolo de orice obiect material există un cuvânt care este exprimat de un gând. Gândul și sonorizarea lui, sau sonorizarea este o parte de materializare a unui gând. Înainte de a fi fost acest microfon, a fost ideea de microfon, a fost gândul de microfon, conceptul de microfon. Și apoi expresia lui verbală, care este un fel de materializare. E o primă materializare a idei. Cred că, și de altfel există foarte multe studii științifice de data asta, ale faptului că sonorizarea sau sunetele au un impact major asupra ființelor vii de orice natură. Sunt sunete care fac să crească mai bine culturi de plante, să înflorească florile sau dimpotrivă. Sunt sunete care sunt dezavantajante pentru plante. Pentru... La un moment dat se vorbea despre faptul că vacilor li se pune să asculte muzică simfonică sau da. Mai mult lapte. Sau... Da. Deci, astfel de lucruri care par niște glumițe, dar care arată că sunetul are un anumit efect. Noi suntem vibrație, de altfel mă miră că în anul 2024 oamenii încă mai pun fel de etichete pe zona asta care vorbește despre vibrație, energie, când e așa la nivelul de ABC faptul că atomul este și particulă, dar și undă. Cu alte cuvinte, tot ceea ce este materie este foarte, în realitate, foarte puțină materie și foarte mult spațiu și este în același timp
undă, este un aspect vibratoriu. Prin urmare, dacă ceva este un aspect vibratoriu, cel mai ușor este de influențat tot prin vibrație. Da. Din această perspectivă, cuvântul poate fi foarte semnificativ în a avea un anumit efect de manifestare. Cu frecvență înaltă, cu frecvență scăzută? Depinde ceea ce transmiți. Îți propui. Da. Uh-huh. Deci cumva pare că la început a fost cuvântul. Și apoi s-au materializat. Și asta cu începutul. Vezi, da, bun, că aici se spune că a fost un început, dar nu există niciun sfârșit. Sau, și atunci îți poți spune întrebarea cum a fost un început dacă nu există un sfârșit. Totuși, Einstein a zis-o mai bine, că două lucruri sunt infinite în univers. Două lucruri sunt infinite după știința lui, universul și prostia umană, dar despre univers are dubii. Așa e. E foarte interesant ce ai spus, că da, bun, a existat un început și acum în sfârșit nu există și nu știm sfârșitul. Și mă gândesc la fast forward după experiențele pe care le-ai avut la The Marketer și la Businesswoman, ai dat naștere unui proiect extraordinar, Canal 33, începutul. Că m-am mâncat și undeva, dacă tot pot să mă exprim așa mai relaxat în podcast. Alex, dacă n-ai avut ce să faci, și na. Și pare așa un proiect, din punctul meu de vedere, care nu cred că va avea un sfârșit. Adică e continuă, e o vibrație foarte faină, e o nouă paradigmă, da, de a face media. Se aude o vibrație și în spatele. Se aude pentru că lucrăm continuu, nu? Suntem în șantier și facem niște studiouri noi. Iată, ne extindem. Ne-a venit o nouă tranșă de bani de la evrei. Da, chiar, lumea știe că spune ce în spatele Canalului 33, știu eu. Tu știi că ți-am mai povestit, da, și m-am amuzat să povestesc o scenă care mi s-a întâmplat cu regretatul Horia Alexandrescu. Cred că ești tu de față. Da, da, da. Cred că ești tu de față. De față. Uite, poți să ne pui mărturie. Da, erai de față. Că era un invitat important din politică, tu poate și ți-amintești cine era, eu cu lumea politică nu sunt atât de familiar. Ok, să nu facem o gafă, dacă nu vrei să dai numele, să nu stai numele. Și la un moment dat, domnul respectiv, cred că era după emisiune, și nu știu, la revedere de la domnul Horia, cred că și de la tine, nu știu. Da. Și eu stăteam mai departe, așa, că dacă nici nu cunosc oamenii, și mai timid de felul meu, sau eram, între timp m-am mai hârșit. Atunci eram și mai shy. Dar nici acum nu mă bag, dacă nu sunt în elementul meu sau așa, nu mă bag în seamă. Da. Stăm mai departe, așa, 2-3 metri și ascultam dialogul acolo. Și la un moment dat, domnul important, la costum, politician ceva, se uita așa pe pereți, vedea ce este pe aici cu Adevărul, mă rog, da, brandurile din grupul Adevăr, unde eram și noi chiriași. Și, da, domnule, da, cine este patron aici la dumneavoastră? Și domnul Horia face semn. Păi uitați, domnul Alexandru, că așa îmi spunea mie, domnul Alexandru, nu spunea domnul Răduca, nu spunea domnul Alexandru, așa era maniera dânsului. Și mă apropii, dau mâna cu domnul, nu știu ce. Și domnul respectiv dă din cap așa, înțelegător, să mai uită puțin. Hai, domnule, mă luați la miște! S-a așteptat, domnule, trebuie să fie altceva. Nu? Apropo și de experiența pe care ai avut-o cu The Marketer, că tot se spune. Da, la un moment dat am avut o discuție și sper să nu se supere Felix că îi povestesc. Uh-huh. Da. E prescris, să știe, de acum, dai seama, au trecut nu chiar 20 de ani, dar aproape. Într-o seară nu m-am mai răbdat nervii. Cred că eram după ceva experiențe de-astea cu The Marketer, în care simțeam că mi se pun diverse tălpi la diverse agenții. De ce? Pentru că ăștia bătrâni, știi, da, cei lupii, care, lupii vechi, așa, alfa, da, ai publicității, da, ei se urau între ei, se gelozeau între ei, se luptau pe conturi importante, pe bani, pe plus că nu se suportau, adică la un anumit nivel dă prost să te ai pe bune, că adică, e mișto așa să ai niște meciuri, da, contre cu ei, da. Și ei, între ei, acolo erau lupii mari, nu știu, și se suspicionau a cui e publicația, motiv pentru care unii nu vreau să-mi dea interviuri, că
Cine știe? Nu mă duc eu la... Așa? Dar da, mai rău, interviul mai dădeau, da, nu-mi dădeau bani. La modul de ce să-i dau bani lui X pe cine presupuneau ei? Deci, Ștefan Iordache de la Leo Burnett presupunea că în spate este Zoltan Zighetti de la, și Mihaela Nicola de la The Group la momentul respectiv. Da. Ăștia suspicionau pe Enoiu, pe Enoiu suspiciona pe Tătaru și tot așa. Bă, eu... Era pe principiu, bă, a mea nu e. Da. Deci trebuie să fie clar a cuiva. Și aveau ei, cumva, fiecare dintre ei. Și la un moment dat am purtat o discuție vreo oră, mi-aduc aminte, cu Felix la telefon. Era într-o seară, am într-o beznă așa, steam în cameră pe întuneric și eram și puțin ofticat. Felix era atunci președintele IA. Pe da, da, da. Era da, patronul de la GMP, o agenție foarte reputată, foarte creativă. Câștigase o imagine foarte bună pe piață pentru că a făcut campania lui Traian Băsescu, care câștigase la primăria capitalei și pe președinte și asta îl propusase pe Felix în un anumit nivel. Și la momentul respectiv Felix era președintele IA, în care făceam și eu parte, am membru pe acolo, printre mulți. Și am purtat o discuție ca să lămurim această chestie și după vreo oră de discuții în care i-am povestit diverse lucruri despre background-ul meu și ce am făcut și cum am construit și mai departe, părea să creadă și să înțeleagă că e pe bune și că... Dar nu 100%, nu? Că nu, mai avea... că nu și-ar fi părea chiar viața, dar ok, parcă face să știa, că părea că cât de cât, mai degrabă întinde să... Dar ce nu mi-ai spus până acum? Păi, umblă cu CV-ul în buzunac, până și... E a mea. Da, da, da. Revista e a mea. Unde, eu, da, mă prezentam ca tare, dar nu mă lua nimeni în serios. Toți se suspiceau între... E, când am ajuns la nivelul de televiziune, îți dai seama. E, cred că ține foarte mult de cultura asta noastră, de specificul nostru. Cine e în spate? Cine e tu în spate? Că dacă ai face chestia asta, dacă ai inițiat un proiect în Statele Unite, sau... Bun, ok, un om... cu spirit antreprenorial, dar aici, nu știu, bă, nu se poate. Poate trebuie, n-am față de șef de șmecher. Da, față de... Bun. Și ai făcut... tu ai fondat Canal 33. Da, cum am spus? În 2017. M-am mâncat undeva. Mi-aduc aminte. Firma a fost înființată în 2013. Da. Și ne-am apucat să facem un sediu în Militari. Găsisem acolo un spațiu în condiții convenabile și încet, încet l-am luat de la roșu, cum se cheamă, adică au doar betoane. Da. Trebuie să facem spații, pereți, curent, apă, tot ce trebuie. Făcusem la modul că mai aveam nevoie doar de aparatură, de la o chestie, doar niște betoane, niște pereți de un spațiu deschis. Ceea ce pentru mine, la momentul respectiv, a însemnat o investiție și un efort, că realmente erau... bănuț cu bănuț, adică nu... Și în paralel am început să aplic pentru licența de televiziune, numai că obținerea licenței a fost un proces mult mai chinuitor și mai complicat. Am luat-o foarte naiv pentru că nu cunoșteam această chestiune. Eu am zis, nu am o experiență în media de business de niște ani, aveam la momentul respectiv, nu știu, 6-7 ani de presă de business, face sens să fac și un proiectel de televiziune tot de business, adică cunoșteam oameni, subiectele și mai departe. E, nu. A fost foarte, foarte greu să obțin acea licență și cred că principala problemă a fost tot asta. Acum nu mai simt așa. Tot asta în sensul că nu simțeau cine este cine, de fapt... Da, cine este și cui dăm noi această licență și ce va face cu ea. Acum, după 7 ani de Canal 33, nu mai percep chestia asta din partea CNA. Adică, realmente, cred că dânsii și-au dat seama în 7 ani de zile că chiar e un proiect autentic pe care un tânăr, la momentul respectiv, acum nu mai sunt așa, noi am bătrânit în rele, se chinuie să-l facă, care el dă în blaua lui. Că în 7 ani de zile ai plajă să îți cam dai seama de multe lucruri. Și ce spuneau mai mulți apropo de cine este în spate este că și foarte mulți oameni îmi spun, am un coleg la site care mi-a spus, Alexandru, în viața mea, te-am spus să-ți spun personal, că în viața mea nu am avut atât de multă libertate să mă exprim exact așa. Știu, bine am lucrat în multe locuri, dar se vede cu ochiul liber că la noi sunt personalități și care scriu și care apar în, și ca invitați și ca moderatori, care sunt
cu orientări foarte diferite, cu preferințe foarte diferite, categoric, cu viziuni foarte diferite. Nu este o chestie pe o linie. Și nu se vede cumva că, nu știu, am fost 3 ani pro-stânga și ne-am sucit și că se mai practică. Se practică asta, da. Crezi că asta a fost și un impediment în a atrage anumite energii din zona publicității? Din... Nici nu mi-am mai bătut capul, Andrei. Uh-huh. Pentru că după ce am avut ceva dificultăți să obținem licența, da, când am obținut-o, am mi-aduc aminte momentul atunci de la CNA și când ne-au spus că parcă a doua zi trebuie să emite. Păi nu, nu, când ne-au spus ei, ne expira licența. Da. Deci am obținut într-o joi, parcă... Joi era și vineri trebuia să... Da. Nu, de fapt a fost așa. Ne-am dus într-o marți. Vineri expira licența. Da. Ne-am dus într-o marți. Da. Eu aveam atunci 2 studiouri, cel de la Adevărul închiriat pe câteva ori și cel din Militar care era încă în amenajări. Pe ăla nu mi l-au autorizat. Am încercat eu să-i convinc că nu știu. Real, nu era de autorizat. Adică nu m-a cinstit. Știai, oricum. Da. Mă rog. Și am zis, ok, nu vi-l autorizăm pe ăla, că nu este la standardul să-l autorizăm și vă dăm autorizație pentru ăsta alalt. Deci aveam pentru 6 ore pe zi, ceva genul ăsta aveam încheiat. De fapt, 3 ore de live și 3 ore de reluări, deci era 6 ore de program. Și dacă reveniți cu proiectul refăcut, vă dăm autorizare. Motivul pentru care trebuie să mă duc acasă, să rescriu proiectul în linii, să-l fac doar pentru 6 ore, ce înseamnă multe modificări, da, diverse fișiere, acolo te duci, mă. Nu, că aveam actele deja făcute, că e un detail dosar, trebuie să-l refac. Nu știu că am putut retrage pe cel vechi, însă cred că trebuie să duc unul nou. Deci în câteva ore eu a trebuit să refac proiectul și să prind secretariatul deschis, da, ca să-l depun în aceea zi înapoi, modificat cu ce n-au aprobat dânsii de ele, 6 ore cum era, ca să-l pună miercuri pe ordinea de zi pentru joi, că erau marțea și joia ședințe. Da, atunci, da. Aici trebuie să recunosc că dânsii au avut totuși destul de multă înțelegere sau ne-au dat o șansă, că puteau să-l pună peste o lună și ne expira. Erau acoperiți legal, adică n-aveam nicio obligație să mă pună din scurt, da? Am văzut că mai fac chestia asta, că totodată fac chiar și ședințe suplimentare, adică când e câte o chestie în care merită un mediu de presă să-i dea o șansă. El s-a prezentat în termenul legal, dar pentru că membrii au anumite rezerve și mai vor, nu știu, să apară altcineva, proprietarul sau directorul. Da, mai solicită, da, diverse. Sau să aduci, da, un alt act. Exact. Ce? Ok, îți dau șansa ca totuși în termenul legal să poți să ai o revenire. Și mi-au acordat, atunci le sunt recunoscător. Bun. Și ne-am dus joi. Și ne-au aprobat așa pe formatul, da, ăsta de 6 ore, cam cu suspiciuni și acolo. Atunci, ultima suspiciune era pentru că eram chiriaș aici la Adevărul, suspicioam că este domnul Borci în spatele acestei chestii. Părea soluția cea mai facilă. Dar nu, nu avem nicio treabă și cred că s-au lămurit în 7 ani de zile, că n-am dat niciun conținut de la Adevărul, n-am avut. Acum avem o mică colaborare cu, da, Dânsii, întreau... după 7 ani, după 7 ani facem un cross de articole pe site. Tot e bine, da. Foarte interesant. La început noi ne... Și a trebuit vineri, da, să emitem. A trebuit vineri să emitem, da, uite, Andrei, și acum îmi pot, din poziția în care sunt, pot să povestesc niște lucruri. Cred că am mai spus pe aici, pe acolo, dar poate merită unele reiterate. Am ieșit și, cum să spun, pentru unii oameni pare incredibil, dar poate pentru alții poate să îi ajute să înțeleagă că indiferent care este condiția ta, dacă îți dorești ceva cu adevărat și faci ce ține de tine, este posibil să reușești. E posibil și să nu reușești, adică nu există o garanție. Am ieșit joi din acea ședință, cred că și tu erai, da, acolo. Da, da, da. Era ora 1 sau ceva de genul acesta și voi ați propus, hai să rămânem jos la o cafea. Exact. Eu nu am rămas, dar știi de ce? Din două motive. Motivul numărul 1, eu trebuia ca până la ora 4, maxim 5, să asigur că
avem un contract cu un cablist și că a doua zi, vineri, când emitem, suntem pe un cablu, că da, altfel nu îndeplineam condiție legală de emisie, nu puteam să emitem singuri aici, trebuia măcar un cablist mic să ne dea și aveam câteva ore să rezolv chestia asta. Al doilea, toți banii mei din portofel de la acel moment erau 10 lei, adică 2 euro. Dar nu că n-aveam cash, erau toți bani. Pentru că cheltuisem literalmente la ultimul leu pentru acel sediu din militar pe care încercasem să-l duc la o formă, să-l aprobe dânși acolo. N-am reușit să ajung în stadiul respectiv, dar am cheltuit la, literalmente la ultimul leu, la propriul la ultimul leu. Atât de la ultimul leu că parțial m-am dus la aia cu cablu pe jos. Adică am luat un... Ines a fost un nostru cablist. Și eu sunt undeva pe Nicolae Caranfil, în zona de nord a capitalei. Motiv pentru care am luat un metrou cu o călătorie până în Aviatorilor, cred că și de acolo pe jos. Și am ajuns în timp util, am obținut să vorbesc cu cine decidea și să-i convinc, să-i rog să pornim a doua zi și vineri am pornit. Deci, în realitate, Canalul 3 a pornit cu 10 lei. 10 lei. 10 lei. Foarte. Acum pare amuzant așa când povestesc la 7 ani distanță și incredibil pentru oricine, dar literalmente asta este adevărul. Ne-am pornit cu gândul de a avea o televiziune de business. Da. Așa era formatul la început. Așa ar fi și rămas. Da. Dacă nu s-ar fi făcut toate reorganizările astea de grilă, și am fi fost împinși de cabliști tot mai la coadă până când în final am fost puși la și altele, pentru că nu exista un sector de business. În mod normal, fiind o stație informativă, trebuia pusă lângă cele informative. Așa a fi fost normal. Logic, da. Adică nu avea ce să caute lângă muzică populară și mai știu eu ce. Dar am fost aruncați foarte rău în grilă la cabliști. La toți, dar în particular la cel care este dominant. Și atunci am luat decizia, ok, ce putem să facem ca să fim poziționați într-o zonă mai bună, apropiat de ceea ce facem noi ca și conținut, pentru că făceam totuși multe talk show-uri. Și atunci am zis, trebuie să facem o schimbare de licență într-o stație informativă, știri și informații, și introduce mai multă politică, mai multă informație, pentru a fi puși în grilă într-o zonă în care stația să aibă o șansă. Pentru că sunt calcule științifice și nu degeaba Adrian Sărbă a făcut atâta tărăboi pe subiectul unde este pus în grile, vă că nu l-a ajutat foarte mult. Nu l-a ajutat, da. Așa? Dar și aici, vezi, nu l-a ajutat pentru că domnia sa, am aflat așa în ultimul timp, a pierdut și foarte mulți oameni sau nu și mai permite. Adică a început la un anumit nivel și probabil că dacă ar fi fost pus în valoare la momentul respectiv, poate ar fi avut altă pornire. Dar după niște ani de zile, știi, în care, nu știu, ești ca și cum ai o rană și tot pierzi sânge, la un moment dat, chiar că ți-o închizi, ești deja foarte tot slăbit. Ești fragil, exact. Și s-ar putea și asta să fie o componentă, ce cred că nu l-a ajutat foarte mult poziționarea într-o zonă bună. Dar contează. Sunt anumite studii care spun că după poziția 70 în grilă, să mai uită la tine maxim 5, să mai ajungi la tine maxim 5% din oameni. Sigur că pot să fie anumite lucruri pe care oamenii le caută și se duc țintit. Nu știu, ascult muzică populară sau văd meciuri de fotbal. Adică poate că sunt anumite... Depinde foarte mult și de cablis, pentru că și aici sunt... Dar statistic parcă sunt anumite chestii. Când ești la poziția 189 unde ne aruncaseră pe noi, statistic mai ai șanse să te vadă foarte puțini oameni. Și a fost și un experiment care pe mine m-a edificat, că dacă nu facem ceva pe zona asta... emitem degeaba. La un moment dat a fost un meci de fotbal foarte important pe care TVR-ul nu l-a dat pe postul principal. Făceau audiențe foarte mari, nu știu ce competiție sportivă era, dar într-o anumită zi, cred că de 1 decembrie sau ceva, au ales să dea ceva legat de ziua națională sau mă rog, deci cumva într-o zonă asta de sărbătoare și au mutat acel meci important pe un post secundar, cred că TVR Info sau ce aveau deci. Unde, sau TVR 3, ceva pe lângă noi, pe lângă poziția noastră. Nu s-a uitat nimeni.
Deci confirmă. Deci ăla era un produs care ar fi fost lider de audiență. Mm. Dar pentru că a fost pus undeva la coada grilei pe unde eram și noi, nu s-a uitat nimeni. Impact. Adică a fost aceeași audiență pe care postul respectiv o avea de obicei, adică spre nimic. Și am înțeles că degeaba faci televiziune dacă companiile de cablu te pun într-o poziție foarte dezavantajoasă. Ca și la supermarket, unde poți să ai cel mai bun produs din lume. Dacă e băgat pe sub rafturi și nu ți-l găsește nimeni... Degeaba. Dar ne ajută foarte mult acum și online-ul, pentru că noi pe YouTube stăm foarte bine. Nu adică, atât de bine pe cât am fi putut să stăm. Exact, dar... Și suntem mult peste anumite televiziuni deja cu tradiție și cu investiții. Spun că nu stăm foarte bine pentru că am pus tot conținutul pe YouTube și cred că am zăpăcit un pic algoritmii de acolo și deși avem o bază foarte mare de subscriberi, nu obținem nivelul de audiență pe care ar fi justificat să obținem bazat pe numărul de subscriberi pe care îl avem. Deci aici mai avem de rafinat anumite lucruri și este o strategie în desfășurare. Avem niște canale secundare, o parte din conținut exact. Începem să-l mutăm acolo și să lăsăm canalul principal mai aerisit și sperăm să obținem rezultate mai bune cu el. Totuși, 170.000 de subscriberi este organic, spune ceva. Exact. Și acum și cu website-ul www.canal33.ro, pachetul e extrem de generos, să spunem. Începem să ne dezvoltăm mai mult pe online... Dat fiind că pe cablu avem la acest moment o distribuție parțială, nu e situația ideală. Sperăm să se îmbunătățească, dar nu pot să aștept la nesfârșit să se îmbunătățească. Am zis, fac ce ține de mine și anume să ne dezvoltăm mai mult pe online. Și până la urmă acesta va fi viitorul. Mă uit că au apărut și foarte multe platforme online care bagă televiziunile astea și să zice, exact. Bani. Chiar astăzi am dat acceptul uneia dintre platforme să ne... Mi-a cerut dreptul de retransmisie astăzi la momentul la care noi facem această filmare. Dreptul de retransmisie m-a surprins. A fost o surpriză foarte plăcută. Nu e prima, dar asta este deja dintr-un grup mare de televiziuni. Deci, deja nu mai sunt doar trei cabliști care dau televiziune. Vor fi și aceste mari platforme online și aplicații pe care grupurile mari le au, care vor introduce și ele televiziunile și atunci oamenii vor avea o alternativă. Dacă anumite televiziuni nu le văd pe un anumit cablist, le pot vedea în aplicație. În aplicație. Cum vezi, dacă e viitorul televiziunii și cuvântul exprimat în... Probabil că tot mai mult se va duce spre zonele astea de streaming, de orice fel. Vedem că sunt tot mai multe. Oamenii nu cred că mai au răbdare să stea 10 minute să aibă pauze de publicitate și întrerupere de conținut. Vor prefera să plătească ceva în plus și să aibă o experiență mai bună. Eu văd când dăm publicitate noi și văd comentariile pe YouTube. Haideți, domne, mai repede, să începeți mai repede. Da, cu toate că sunt niște promouri și dăm noi atunci. Oamenii nu mai au disponibilitate și răbdare. Motiv pentru care cred că acest model bazat pe publicitate încet, încet se va diminua, nu va dispărea cu totul. În favoarea unor platforme online de conținut în care omul probabil că va găsi acolo on demand și televiziuni și filme și meciuri și show-uri și așa mai departe să-și aleagă când vrea, ce vrea să urmărească. Ești ca într-un supermarket de conținut în care ai la dispoziția ta ce și când consumi. Cred că din acest motiv conceptul de blockbuster și așa pe televiziune nu va mai ține mult. Sau nu pentru publicul care își permite un abonament din asta de streaming, poate că publicul mai vârstnic va rămâne tributar televiziunii clasice și acolo contează poate și câțiva leuți pe care omul îi face economie. Dar în rest, probabil se va duce spre acest sistem de consum pe internet, la comandă. Acum toate televiziunile sunt smart, ai butoane să intri direct sau tot mai multe aplicații care se pot face, nu mai ești dependent de un fir. Până acum a fost o dominație a celor care au avut fire de tras între niște stâlpi și au făcut legea.
pe domeniul televiziunii, dar începe și la dânsii să vadă că viitorul vine în prezent, știi? Adică internetul începe să concureze cu cablu și la un moment dat probabil că va fi elementul dominant. Ce televiziune internațională apreciezi? La cine te uiți? Ai un jurnalist favorit, un moderator Andrei, favorit? Vreau să fiu foarte sincer cu tine, nu urmăresc foarte mult. Și nu vreau să mă dau snob cunoscător când nu sunt. Nu, pur și simplu îmi urmăresc foarte mult propria intuiție. Ascult părerile oamenilor mai educați ca mine în acest domeniu și dintre realizatorii și invitații noștri sunt oameni care urmăresc foarte mult. Ceea ce oamenii trebuie să înțeleagă este că eu am timpul foarte limitat, nu doar pentru că moderez destul de multe emisiuni la Canal 33 și pentru că trebuie să mă și pregătesc anume pentru emisiunea respectivă, să fiu cât de cât la curent cu evoluția lucrurilor. Dar și anumite obligații administrative, să spunem, pe care le mai am în secundar. Însă, acesta nu este jobul meu. Acesta este hobby-ul meu în care cheltuiesc bani. Jobul meu principal este în afara televiziunii, în alte activități, în alte afaceri. Să vorbim despre el, clar. Din care câștig bani ca să îmi pot permite un hobby atât de scump precum televiziunea. Și atunci nu pot permite să aloc televiziunii 100% din timpul meu și să urmăresc realizatori celebri și așa mai departe. Efectiv, nu, ziua are 24 de ore și eu aici vin la hobby, chiar că este și o muncă, da, dintr-o perspectivă comercială încă vin la hobby. Ce îți place cel mai mult televiziune și televiziunea noastră? În primul rând, este foarte ofertant când ai invitații de un anumit calibru și o anumită calitate și e o plăcere dialogul cu acei oameni și ce se naște din acel dialog. Și este cumva și o chestie rară, adică doar în această ipostază ai această experiență. Adică sunt lucruri pe care nu le poți trăi decât așa. Asta este un lucru care îmi place în funcție de anumiți invitați. Al doilea, faptul că este literalmente o platformă liberă pe care o gestionăm cu responsabilitate, adică faptul că este liberă nu înseamnă că eu pot să-mi dau acum pantaloni și o să-mi arăt fundul la cameră. Deci de-aia e libertatea de expresie. În sensul că a fost o metaforă, în sensul că faptul că ai libertate nu înseamnă că este mult să faci orice doar ca să dovedești că ești liber. Gestionezi această libertate cu responsabilitate. Dar avem libertatea de a spune orice ne dictează conștiința și responsabilitatea. Confirm asta. Am avut propuneri din partea unor mari televiziuni de a mă alătura și le-am refuzat tocmai pentru că aici mă simt liber și pot să mă exprim și niciodată, de când ne cunoaștem, 7 ani de zile, nu a fost o... N-ai pus mâna pe telefon să spui Andrei, dar ăsta nu prea e ok să-l invit sau... Nu. Totdeauna mi-am ales invitații, totdeauna am vorbit despre orice am crezut că e necesar să vorbesc și cred că acest lucru se întâmplă, părerea mea, numai la noi. Ce-o spun sincer. Mulțumesc că ești aici, Andrei. Pentru mine a contat această continuitate pe care tu ai ales să o păstrezi, iar în anii din urmă prezența ta a fost foarte semnificativă pentru că politica externă a devenit, care este domeniul tău de excelență, a devenit de foarte mare interes pentru oameni în contextele pe care le-am trăit. Adică poate că acum 7 ani sau 5 ani era atât de în atenție, oamenii erau focusați poate mai mult pe intern, dar evenimentele pe care le-am trăit în ultimii ani au făcut pe oameni să fie foarte interesați de politica externă și aici tu ai fost ca peștele în apă. Și mă bucur, sincer, veritabil mă bucur când văd că anumite televiziuni se uită la emisiunea pe care o moderez și invită din invitații mei. I-am regăsit de multe ori și mi-au și confirmat mulți chestii asta. Chiar suntem influențăm. Da, suntem influencer, nu? Ce părere ai despre eticheta asta de influencer, de
corectă. Totuși, eu dacă aș fi o celebritate care să am sute de mii, milioane de urmăritori, nu aș... nu știu, n-aș prostitua-o, poate un cuvânt tare, dar n-aș prostitua-o vânzând nu știu ce creme sau șampoane sau bomboane. Adică, dacă tot ai această putere și această audiență, dacă ai ajuns în diverse forme, unii că sunt vedete mari de televiziune, unii că sunt artiști, unii poate că au fost în paginile de tabloide și au conținut dedicat pentru platformele pentru adulți, dar din pozele pe care le publică au mulți urmăritori. Nu contează. Dacă tot ai această putere și această audiență, poți face lucruri mai deștepte în relație cu ea, inclusiv din perspectivă comercială. Decât să-ți vinzi imaginea, stai, trei postări, știi, trei castraveți la 2 lei, trei postări cu Chico. Da, și eu mă uit cu indignare la genul ăsta de manifestă. Dar poate că oamenii nu au disponibilitatea sau capacitatea sau viziunea să facă mai mult decât fac. Adică sunt într-o zonă de confort, vin banii, de ce să nu fac, nu? Cam așa. Și conformismul ăsta, tu cum te împaci cu el? Pentru că noi nu suntem o televiziune mainstream. Tocmai pentru că avem libertatea să spunem exact ceea ce credem, să invităm pe cine ne dorim. Dar în alte părți, și nu vreau să critic neapărat, ci pur și simplu observ, există un conformism într-un anumit tip de subiecte, mai ales când vine vorba de politică. Să știi că nu cunosc și nu vreau să mă fofilez, pur și simplu, dintr-o întâmplare, un accident la mine în casă, nu mai funcționează cablu. Am avut o tentativă să-l repar, să chem o echipă să repare acum vreun an jumate sau doi și m-au programat peste vreo 2 luni. Când au venit, eu eram plecat din localitate și nu puteam să schimb data respectivă. Și că decât să o iau de la cap, să mai aștept 2 luni să nu știu ce zic. Și plus că m-am gândit, lasă-l mai bine așa stricat, că mă fură și așa n-am timp, știi, mă fură. Și eu mai văd televiziune la propriu când mă mai duc în vizită pe la câte un prieten și e televizorul deschis și dați-l mai butonez și o să văd ce mai au alții. Ce se mai întâmplă? Da, da. Arăt citesc de pe internet știrile. Uh-huh. Deci, real, nu știu ce fac ceilalți. Deci eu de vreo 2 ani trăiesc așa într-un acvariu. Habar n-am. E real, adică chiar nu știu ce fac ceilalți televiziuni. Se-ți place ei să facă... Dar ce... se pare că au niște abordări mai șablonarde sau... Așa pare. De foarte multe ori văd lucrul ăsta, adică fie că mă uit la XYZ, văd același invitat și văd același subiect abordat în aceeași manieră, adică nu sunt nuanțe, nu sunt... Mie îmi place să mă uit așa, să decriptez intențiile din spate și strategiile din spate, că nu mai sunt televiziuni, cel puțin astea de știri la care ne raportăm, noi nu mai sunt televiziuni, sunt instrumente de marketing politic. Uh-huh. Având în spate anumiți finanțatori, care de regulă sunt partidele politice, care finanțează din groși. Și poți să vezi în tușe foarte groase cumva pentru cine lucrează și cam care este mandatul. Da. Și cum e, cine plătește, dictează muzica, știi, pe principiul ăsta. Da, avem un an destul de zbuciumat, pentru că sunt... avem 4 cicluri de alegeri. Aveam, că nu știu, să mai s-au comasat toate, nu? Da, e la mod acum, coaliție, comasare, totul să facem împreună, nu? Să fie armonie, să fie bine. Cum vezi influența asta politicului în tot ce înseamnă mass media? Catastrofală pentru public. Pentru că a transformat, în primul rând, că publicațiile aproape că au dispărut cu totul. Asta mi se pare puțin ciudat. Eu cred că lucrurile pleacă de la faptul că oamenii nu au educația și în România nu a reușit acest model încă. Nu au educația să plătească subscripție. Deci noi dacă de la 170.000 de subscriberi de pe YouTube am avea 1 euro pe lună, 1 euro pe lună, am avea 170.000 de euro pe lună, ar fi un buget foarte ok să ne desfășurăm activitatea
în condiții decente și să aducem oamenilor calitate. Dar oamenii nu sunt dispuși să facă acest efort. Și ok, plătesc la mine un euro, mai plătesc la un euro, la un euro, la un euro, la un euro, 10 euro pe lună, nu e o chestie de... Oamenii sunt obișnuiți cu moca, să fie gratis. Gratis nu se poate nimic pe lumea asta, că ai facturi de curent. Exact. Motiv pentru care banii trebuie să vină de undeva și nu toți sunt nebuni ca mine să-i aducă de acasă din munca lor. Motiv pentru care, de regulă, îi aduc din diverse șușanele politice. Asta face ca informația reală să nu mai ajungă la oameni. Dar cum ar fi dispus să plătească un leu, un euro, ar susține din banii lui de cititor, de telespectator, un anumit mediu de presă, ăla ar putea funcționa corect. Chiar și fără reclame. N-ai nevoie de nicio reclamă, de niciun brand. Că am zis că ești influențat. Aia apar tot felul de publicații de genul ăsta. Dom'le, haide, donează, că îți spunem noi cum stă treaba. De fapt, mare parte sunt tot niște instrumente pe care le descoper ca fiind majoritatea politice. Chiar și așa. Chiar și așa, da, cu o imagine frumoasă la început, totul, dar în spate, dacă mergi... Și follow the money. Dacă mergi pe fir, tot dai de ceva politic, uite, asta, de un interes. Asta, follow the money, că mai acum vreo două luni au apărut niște articole ale lui Cosmin Gușă. Spunea că să pregătești securitatea, nu știu, serviciile, rezerviști, pregătești niște medii de presă și să uite el cu atenție pentru campanii și să uite cu atenție ce se întâmplă la Canal 33. Păi că ceva vești i-au provenit din șantierele astea pe care le avem noi aici. Am lansat site, avem o linie de editorialiști exact. De super, probabil cea mai bună din România. Am luat a doua licență de televiziune, o televiziune generală, asta e că se întâmplă lucruri, știi? În scenariile pe care le au domniile lor, lucrurile se întâmplă doar în... Serviciile. Da, în astea. Și un al doilea editorial, mă rog, se explică cu banii de la evrei. Ce crede că e nu știu de unde am luat asta cu evrei. N-avem... Și apropo de follow the money, că la un moment dat la prima creație a domnului Gușe, i-am răspuns și i-am răspuns în podcastul cu maestru Ion Chestui și am zis așa, Cosmin Gușe, dacă dovediți un euro că a intrat de la vreun parte sau un serviciu, vă dau dumneavoastră pe un euro. Că nu a intrat, adică realmente este o entitate, apropo de follow the money, care trăiește efectiv din ceea ce eu produc în afara televiziunii. Hai, chiar vreau să ajung la tema asta, pentru că faci niște lucruri interesante, exact, nu faci șușanele politice, nu faci jocuri politice, muncești, ți-am mai spus odată, cred că ești printre cele mai reziliente persoane pe care le cunosc. A intrat și cartea recordurilor și am intrat cu toții mulțumită ție în 2020 pentru cel mai lung talk show, 72 de ore. Da. Ce faci on a daily basis așa, în afară de Canal 33? Sunt leneș în afară. Da, leneș nu. Probabil că am așteptări foarte mari de la mine și atunci eu văd spațiile goale pe care nu le umplu, știi? Zici, 24 de ore, trebuie să le umplu pe toate, exact, nu? Exact. Da. Am o activitate în zona de dezvoltare personală, care înseamnă o platformă de cursuri, tabere, evenimente, care va lua destul de multă amploare și acum lucrez de fapt de ceva timp, dar sunt în etapa în care sunt într-un fel de prelansare, adică urmează, curând, să trec la nivel internațional. Ce este foarte interesant este că vine din spate și tehnologia și cred că chiar aș putea să văd dacă cumva găsesc, va trebui să, în paralel așa cu vorbitul cu tine, să văd dacă găsesc un anumit video pe care l-am pus la un moment dat, să vedem dacă îl găsesc, ca să arătăm puțin pe ecran ce înseamnă tehnologia astăzi, pentru că este ceva absolut ieșit din comun, unde ne putem duce, pentru că înainte, pentru a fi la un anumit nivel internațional, trebuia, de exemplu, să știi foarte bine limbi străine, dar acum nu mai este obligatoriu. Asta este foarte, foarte interesant. Bine, eu mă străduiesc de niște ani, am zis că nu e punctul meu foarte
vorbitul limbilor străine, nu e un talent pe care l-am. Nici nu am ureche muzicală, înțeleg că ajută și chestia, sunt cam afon așa, de felul meu. Dar vine tehnologia din spate și ne poate oferi niște lucruri pe anumite zone, pentru că nu e pentru orice. Adică, de exemplu, pentru tipul meu de lucru energetic și meditație și așa mai departe, contează să fie făcut autentic de tine. Însă, hai să îți arăt și să arăt respectatorii noștri, da. Nu știu, să vedem la ce cameră, la ce cameră ne uităm. Să punem, probabil că uite la 1, văd că filmează colegii noștri. Da. Este o... o filmare. În chineză. Mă numesc Alexander. Deci cred că poți să recunoști vocea mea. Da. La nivelul ăsta a ajuns inteligența artificială, adică sunt lucruri pe care putem face, cel puțin pe chestii explicative. Inteligența artificială ne poate duce acolo încât să avem conținut original, cu vocea noastră, cu personalitatea noastră, dar în limbi pe care nu le vorbim. Și am trimis-o unui prieten chinez și mi-a spus, dom'le, e destul de corect. Sunt anumite mici chestii unde... La pronunție, da? Nu, e, nu, nu cred că la pronunție, cât mai degrabă poate la anumite exprimări nu este ideal, dar un vorbitor nativ înțelege ce vrei să spui. Știi? Da. Cum este la noi când cetățean străin care e de mult în România, dar mai stâlcește piși pe acolo câte ceva, înțelege ce vrea să spună, chiar dacă poate face un dezacord sau nu știu. Însă, din păcate, asta are și partea negativă de deepfake. Exact. Ai văzut, în care... Și este foarte greu pentru oameni să-și dea seama. Este foarte greu pentru oameni să-și dea seama că apare nu știu ce personalitate, vedetă, media, politician, guvernatorul și spune, și nu știu... Și n-avem exercițiu ăsta de... Spune, cumpărați dolari, că mâine dolarul să fac să crească la... Și tu ai văzut că încă 500 de lei. Persistă. Încă e peste tot videoclipul și se multiplică parte. Pentru că statul român, nici platformele și nici statul român nu pare să fie competent în această zonă. Nu știu ce fac departamentele de profil, dar rezultatul ne confirmă. Da, încă sunt prezente. Nici eu, și pentru mine e o chiar mare enigmă. Chiar și colegul nostru, Robert Turcescu, e victima campanie de deepfake. În care pare că e vocea lui, sau mă, că... Acum poți să impersonezi cu această inteligență artificială, e suficient să urci un clip autentic, după care să-l pui să... inteligența artificială poate cu vocea ta și cu imaginea ta să facă... Și îți dai seama că ăsta e doar începutul, îți dai seama ce va fi peste 5 ani sau peste 10 ani, la ce vom ajunge. Cum se împacă spiritualitatea cu inteligența artificială? Să știi că nu am meditat încă la acest... subiect. E foarte proaspăt pentru mine contactul cu inteligența artificială. Iată, m-am jucat cu mici lucruri să văd ce poate să-mi permită în munca mea. Nu cred că o mașină poate să aibă un rol în spiritualitate, vorbind așa în principiu. Poate să aibă un rol în zona intelectuală, în zona de prelucrare de informație, că este text, că este video, că este audio, că este în orice formă, este capabil să facă lucruri amazing. Spiritualitatea ține de o anumită vibrație și de o anumită energie pe care mașina nu cred că este capabilă să o genereze. Cel mult poate din resursele tale să păstreze ceva, dar aici nu cred că va putea vreodată inteligența artificială să ia locul unei ființe umane. O vezi mai degrabă ca pe un instrument sau ca pe o armă? Este și una și alta. Depinde în mâinile cui. Ca și banii. Banii nu sunt buni sau răi. Banii doar potențează ceea ce suntem noi ca și oameni prin natura noastră intrinsecă. Dacă suntem niște persoane de calitate, cu mulți bani vom face niște lucruri benefice societății. Dacă suntem niște oameni de proastă calitate, vom face niște lucruri distrugătoare sau, mă rog. Cursurile astea de spiritualitate pe care le faci și de dezvoltare personală, cum ți-au apărut în agenda? Sau unde ai văzut, cum a fost ziua în care ai spus, băi, de astăzi vreau să fac lucrul ăsta? Cumva la tine exista... Eu trăiesc în spiritualitate, Eliade, da, eu trăiesc în spiritualitate, da.
cred că de când sunt conștient, adică de foarte mic copil. Am crescut cu bunicul care seara citea din Biblie, se culcau găinile și își putea ochelarii aia chinezești de plastic pe nas și deschidea Biblia și citea. Bunicul fiind singurul care avea câteva clase, bunica n-avea școală, bunicul avea câteva clase și citea, citea din Biblie. Și cum am crescut în acest spirit, nu neapărat dogmatic sau religios, dar într-un anumit spirit cumva de prezența lui Dumnezeu și carte sfintă și, mă rog, Evanghelii și așa mai departe. Dar formal, eu de spiritualitate am început să mă preocup din 1993-94, deci am 30 de ani. Spun formal în sensul că am început să merg la cursuri, să mă pregătesc, da, să practic. Înainte de asta am avut niște ani în care aveam niște experiențe pe care nu știam să mi le explic. Pentru că eram fanul lui Iliade, mergeam pe rețeta lui, doar că o upgradasem. El avea această formulă de a dormi 4 ore pe noapte. Eu o dusesem la 2 ore la 2 zile. Motiv pentru care da, n-aș mai putea acum să fac așa ceva, dar atunci puteam. Și beam foarte multă cafea, literalmente cu vadra. Apoi că nu beam apă, beam cafea pe post de apă. Dar în afară de chestia asta, cred că aveam și energia tinereții la 15, 16, 17 ani. Însă, pentru că dormeam atât de puțin, în momentul în care mă întindeam să dorm, pentru că era atât de lipsit de energie, intra într-o stare modificată de conștiință, nu apucam să dorm. Și anumite structuri energetice se desprindeau brutal în nevoia lor de a se încărca înainte să intru eu în fazele de somn și probabil că în timpul somnului anumite structuri ale noastre se desprind și se încarcă din anumite dimensiuni și spații. Lucruri de care noi nu suntem conștienți, dar ține cont de faptul că deprivarea de somn este mortală. La propriu. Adică ca și deshidratare. Adică dacă nu dormi, da, un anumit număr de zile, mori. Oamenii n-au cercetat suficient de bine ce se întâmplă în timpul somnului și nu știu că cred că se cunoaște în amănunt, dar dincolo de ceea ce se cunoaște la nivelul creierului și faptul că scade ritmul cardiac și inima se odihnește și organele se odihnesc, mă rog, într-un anumit ritm și creierul intră în anumite stări, cred că mai sunt și alte structuri energetice ale noastre care în timpul somnului se încarcă în felul lor. Și pentru că eu le țineam într-o formulă foarte spartană, în momentul în care totuși mă lungeam să dorm, intram în aceste stări modificate de conștiință, care au destul de ciudățele, adică ca și experiență. Care e cea mai... Nu erau plăcute. Complexă sau care e cea mai ciudată? Care ai trăit-o? Nici mai îmi amintesc foarte bine. Îmi amintesc, de exemplu, la un moment dat că pluteam prin cameră, locuiam încă cu fratele meu, stăteam în gazdă, undeva într-un orășel de provincie. Și pluteam prin cameră doar că îl vedeam pe fratele meu lângă, eram conștient și îl vedeam. Nu eram însă, nu eram capabil la acel moment să realizez dacă plutirea mea în cameră este fizică sau nu. Deci a fost o decorporalizare, nu? Și mi-era teamă, dacă totuși este fizică, să nu se trezească, să se sperie. Adică a fost destul de traumatizant așa chestia. Până când, la un moment dat, am reintrat în corp sau am reușit să-mi dau seama că nu e doar o dedublare. O experiență foarte specială și care mi-a arătat pentru totdeauna, pentru mine, că suntem nemuritori, a fost o altă dedublare pe care am avut-o, dar la nivel de conștiință, în care era ca și cum se splitase conștiința mea în două, lumea o să zică, ok, uite, schizofrenic de mic. Nu cred asta și o să te întreb la un moment dat. Se splitase conștiința mea în două și era o dimensiune de conștiință care era eternă, era temporală, era nemuritoare și nu-i păsa de ce se întâmplă cu mine ca om și ca ego. Și cealaltă conștiință care eram eu, Alexandru Răducanu, elevul care trebuia să ducă la școală și avea un dialog între ele în care acelei conștiințe eterne și nemuritoare și nu știu ce, o duream pix de... ce face... Da. Da, mă rog. În acea splitare care nu știu cât a durat, poate un minut, poate două, eu am realizat la un nivel experiențial că ființa umană este nemuritoare și că avem în noi un anumit tip de conștiință care este dincolo de spațiu și de timp, este etern și nu are nicio treabă cu noi ca oameni. Adică este ca și cum
eu ca om sunt un rol, ca actorul care se duce și joacă pe Hamlet, da. Dar el e îți îndeplinești rolul el aici? El e alt... Din alt film, da, de fapt. O altă persoană, știi? Intri într-un rol temporal. Adică tu crezi că suntem, apropo și de Matrix, suntem o simulare? N-aș merge atât de departe, cu toate că știu chiar și Elon Musk, cel mai bogat om al lumii, a făcut fel de fel de comentarii care te pun pe gânduri. Dar el e o personalitate mai excentrică. Ce cred este că ființa umană este mult mai complexă decât se cunoaște. Din punctul meu de vedere, este atât de dezarmant și de descurajant faptul că poate 99% din oameni trăiesc într-o foarte mare ignoranță cu privire la ei ca oameni și ceea ce sunt și ceea ce pot face. Trăiesc la un nivel foarte basic. Este ca și cum ai fi un Ferrari, dar tu tot ce știi e să mergi cu viteza întâi sau nu știu, sau să o împingi la, să-i pui un cal în față să o tragă, da. Când mașina aia ar putea să zboare. Deci noi suntem niște ființe mult mai complexe, atât am putut eu să experimentez pe pielea mea și anumite instrumente le împărtășesc și oamenilor și găsesc valoare în chestia asta. Dar cei mai mulți dintre oameni, din păcate, trăiesc la un nivel de instincte primare. Păi, ce te miră? Că, dacă nu mă înșel, avem studii cam 10% din ce poate să facă creierul. Mai mult nu cunoaștem încă, nu? Sau e procente da, mai mic? Da, mă rog, teoria este că nu ne folosim creierul, dar e puțin probabil că folosim doar acele 10%. Probabil că 10% folosim în aceste operațiuni logice sau în activitățile noastre conștiente. Poate aici inteligența artificială să ne ajute să ne cunoaștem mai mult, adică să ofere un instrument de cunoaștere, să ne faciliteze accesul la cunoaștere, să facă niște corelații, mă gândesc. Nu exclud, bazat pe faptul că rețelele sociale, coroborând cu inteligența artificială comportamentele noastre din social media, sunt capabile să ne facă un profil foarte aproape de adevăr și să le pună la dispoziția politicienilor sau companiilor comerciale date foarte precise la ce am putea să votăm sau de ce produse am putea să fim interesați. Eu cred că s-a schimbat puțin fluxul. Întâi ajung la companii, marile companii, și de-abia apoi ajung la politicieni. Adică ăsta e ciclu. Companii și apoi politicieni. Așa văd eu, așa simt eu în prezent. Nu știu, e prematur interacțiunea mea cu inteligența artificială să îmi dau seama exact în zona aceasta umană, umanistă, care ar putea să fie rolul, dar îmi spunea cineva, nu o să fie departe vremea în care oamenii o să ajungă să facă sex cu roboți. Da. Deja există... Dar sunt filme, o groază de filme. Există și prototipuri. Și prototipul, exact. Dar aceste prototipuri probabil că încă sunt într-o fază incipientă, dar va veni momentul în care probabil că acești roboți vor fi foarte aproape de o ființă umană, vor fi niște clone destul de apropiate, apropo de vorbitul meu în chineză. Și își punea niște probleme filozofice dincolo de... Da, cum ne perpetuăm specia. Dincolo de... Nu? Și e mult mai complex decât atât. Sexualitatea nu este doar un instinct și o descărcare fiziologică. Este o interacțiune energetică. Da. Dincolo de... Când crezi că... Care a fost e o emoție, o dragoste. Pentru că dacă te uiți în... Cel puțin la noi în țară, apropierea asta față de cursuri, de spiritualitate, nu s-a produs decât recent. În urmă după pandemie. Pandemia exact, a produs accentuat, o astfel de explozie. Accelerat. Asta bazat și pe faptul că foarte multe lucruri s-au închis în acea perioadă și s-a deschis foarte mult partea de online. Oamenii nu aveau prea multe opțiuni atunci și cred că a fost o activitate care pentru unii a fost un element care să-i ajute să câștige niște sume interesante de bani, poate, pentru alții să aibă parte de niște experiențe sau pur și simplu de niște de un anumit suport psihologic, emoțional, spiritual într-o perioadă în care fricile erau exacerbate și chiar frica de moarte.
Și ăla cred că a fost un fel de incubator. Eu predam de niște ani înaintea pandemiei, adică nu avea și întâmplător online. Adică cumva pe mine nu m-a influențat în niciun fel în activitatea mea. Mai mult, acum încep să mă duc mai mult spre evenimentele fizice și spre contactul fizic cu oamenii și ce observ este o anumită rezistență sau reticență a oamenilor de a mai veni atât de mult la chestii fizice pe cât veneau înainte. S-au obișnuit online cu destul de mult online, că este mai confortabil. Pentru ce să mai mă machiez, să mă aranjez, să mă deplasez, să merg în trafic, să caut loc de parcare, să stau pe un scaun, nu știu câte ori, când pot să stau la mine în papuci, în capot și... Dar cum vezi, apropo de... Nu e același lucru. Exact, nu e același lucru, dar cum ne vezi pe noi în partea asta de glob, occidentalii? Cumva ne îndepărtăm mai degrabă de spiritualitate, pentru că mulți spun, băi, ușor, ușor plecăm, ne îndepărtăm de spiritualitate. Așa pare. Pare chiar subiecte tabu în anumite țări occidentale. Exact. Iar în Asia, lumea este strâns legată de acest domeniu și modul lor de a gândi este strâns legat de spiritualitate. Andrei, Europa și chiar și America sunt două entități mici raportat la planetă. Europa este chiar mică și ca produs intern brut și ca număr de oameni, ca populație, noi o inflamăm așa, suntem în bula noastră, ne cădem buricul pământului, dar suntem o chestie foarte micuță cu niște derapaje ideologice și de multe lucruri foarte bizară, dar restul planetei își vede de drumul ei. Asia, Africa, America de Sud. Exact, și America de Sud, la fel. Și acolo găsești apropierea asta de spiritualitate. Pe de altă parte, faptul că tot mai mulți că ai tot mai mulți participanți la cursurile tale, e un semn bucurător. Da, pe de altă parte este și o supraofertă, adică cumva sunt sute, mii de persoane care încearcă să intre pe această nișă interesantă dintr-un anumit punct de vedere, dar cred că deja e dificil pentru oameni să aleagă, să facă foarte mult diferență dacă chiar nu... Ce îi sfătui când se uită la paleta asta generoasă de... Să se uite la CV-ul omului și la ceea ce el a realizat în viață dincolo de ceea ce prezintă. Indiferent de domeniu, că nu e doar în spiritualitate, în orice. Dacă vin să îți țin un curs de sport și eu mă rostogolesc pe aici prin studio, nu ar trebui oamenii să aibă foarte mult neapărat încredere. Asta nu înseamnă că punctual o persoană poate fi foarte competentă. Chiar că poate nu are un exemplu personal deosebit, dar poate să fie foarte competent, să fie un antrenor foarte bun, deși nu este un exemplu pentru ceea ce, și pe principiu faceți ce zice popa, nu ce face popa. Dar, de regulă, oamenii trebuie să vadă într-o chiparea celui care vorbește că el a realizat niște lucruri în viața lui, de preferință pe linia pe care vorbește. Și atunci este cumva o sursă autorizată de viață, nu neapărat de niște diplome. Că e pe principiu, dar am o diplomă de participare. Domnișoare, da, diploma nu cântă. Nu cântă, exact. Ai avut antrenor? Ai avut un mentor în Am trecut prin școli de spiritualitate și au fost oameni de la care am învățat, dar nu pot să spun că am avut pe cineva pe care să-l numesc cu adevărat mentor. Sunt o persoană, dintr-un anumit punct de vedere, destul de autodidactă. Mă duc, învăț, iau de pe aici, de pe acolo, așa ca Albina, ce consider că mi se potrivește și mi aduce valoare. Și dintr-un anumit punct de vedere sunt un fel de Bruce Lee al dezvoltării personale și spiritualității, în sensul de a-mi crea propriul meu stil și propria mea metodă, că și el a luat din diverse stiluri de arte marțiale și a făcut stilul lui, care se și predă astăzi. Care e stilul tău? Cum l-ai defini, să spunem, în două cuvinte? Andrei, nu m-am gândit, adică nu am neapărat o etichetă pentru el.
Ce aș putea să spun așa din comentariile oamenilor, din ceea ce primesc din afară, este faptul că este foarte multă autenticitate. Oamenii apreciază chestia asta. Își dau seama că în spate este foarte multă experiență personală, că nu vorbesc din cărți, și iarăși contează pentru oameni. Contează felul meu modest de a fi. Sunt alți oameni care sunt foarte aroganți, adică am văzut și eu modele și modele. Eu mi-am păstrat umanitatea și modestia, indiferent de punctul în care am fost pe parcurs sau am ajuns acolo sau o să ajung în viitor, oamenii apreciază această modestie pe care o am. Și faptul că în limitele posibilului mă ocup de fiecare în parte, să le răspund, să dialoghez cu ei, să nu am o armată de asistenți. Și exact. Mi-aduc aminte. Eu am văzut că răspunzi pe net des. Răspund. Da. Ce vezi tu pe net este nimic. Eu răspund pe aplicațiile. Aplicațiile, da. Ideea este că mi-a povestit cineva o situație cu o domnișoară care ține niște cursuri în zona aceasta de dezvoltare personală cu niște taxe foarte mari de participare și la un moment dat o doamnă care s-a vândut un astfel de program era nemulțumită că a constatat în practică că nu lucrează cu doamna care era imaginea proiectului, ci cu niște asistente. Și i-a transmis un mesaj ceva de genul: n-ai tu bani să lucrezi cu mine. Ideea este că oamenii lucrează cu mine personal. Cei care ajung să lucreze cu mine personal lucrează cu mine personal, în diverse forme, că online, că fizic, nu contează. Dar n-am o armată de asistenți care se ocupă și sunt doar așa o vedeta care vine și e pus așa pe un piedestal, da. Și ai zis că vrei să internaționalizezi cumva. Da, mă pregătesc de niște ani pentru acest pas, pentru că, totuși, limba română este o limitare foarte mare. Vorbind acum dintr-o perspectivă și de impact pe care vrem să-l avem, dar și dintr-o perspectivă de business. Până la urmă am această dimensiune și trebuie să fiu și pragmatic. Ori una este să te adresezi la 10 milioane de oameni, nu știu câți adulți români ar fi, care ar putea să fie potențial clienții mei, da? Știm și că 1% din români accesează un curs sau cumpără o carte, sau adică avem și un procent foarte mic față de alte țări. Exact, da. Și atunci avem un procent foarte mic dintr-un număr foarte mic, da. Rămâne o chestie foarte mică. Minuscul, da. Versus te adresezi planetei în limba engleză, cu ajutorul inteligenței artificiale, poate și în alte limbi străine, cel puțin pe aspecte informative, nu de lucru. Dar, dacă îmi permiți, mă întorc un pic la întrebarea de mai devreme. Este ceva care este unic în ceea ce eu fac, în felul în care o fac. Este realmente unic și periculos, nu, în sensul că nu aș recomanda oricui să facă acest lucru, deși aduce foarte multă valoare. Și anume, este un anumit tip de suport energetic pe care eu îl acord cursanților mei sau oamenilor cu care lucrez. De regulă, cei care fac tipul ăsta de muncă sunt doar niște ghizi, sunt doar niște îndrumători. Dacă vrei, este ca și cum ai escalada, nu știu, K2, da. Și este o diferență între eu a fi un ghid sau un alpinist care merge pe lângă tine și fiecare e cu treaba lui și situația în care eu te car în cârcă. Într-o anumită măsură, eu car în cârcă oamenii cu care lucrez, în sensul că îi susțin din energia mea sau care lucrează prin mine pentru a avea o creștere foarte accelerată. Da? Deci este ca și cum, în loc să meargă pe un drum, se urcă într-un avion care sunt eu. În continuare trebuie să învețe să piloteze, să facă niște lucruri. Deci nu le preiau responsabilitățile, dar îi bag într-un ecosistem. Hai să o luăm altfel. Este ca și cum, prin energia mea, eu te bag într-un mediu antigravitațional, în care tu, în acel mediu antigravitațional, mai ușor faci niște... Da, lucruri. Da. Asta este o chestie cu foarte mare valoare adăugată pentru oameni. Mi-am pus întrebarea la început, ok, câți oameni pot să susțin în felul acesta? Pentru că
mă puteam gândi că pot să mă presimt după această chestie într-o manieră necunoscută, că nu există precedente. Însă ce am constatat este că dacă faci acest lucru dintr-o intenție foarte benefică și într-o manieră foarte autentică și cu intenția de a fi un suport și a ajuta, atunci cumva universul te susține pe măsura intenției tale și numărului de oameni pe care i-ai de susținut. Adică la mine a funcționat. Dar e din categoria aia, nu încercați așa ceva acasă. Mm-hmm. Adică nu aș încuraja așa ceva oricui și oricum, ci doar unei persoane care se simte suficient de pregătită pentru asta. Dar este ceva care face realmente diferența. Da. Care crezi că e cel mai mare asset pe care îl avem noi ca oameni? Cred că capacitatea de a face bine poate să fie un mare asset. Ca instrument și propulsator, cred că încrederea în sine. Dacă nu avem acest lucru, orice alte mijloace am avea sau... Nu prea suntem conștienți de capacitatea asta de a face bine. Adică o lăsăm acolo într-un sertar, o mai scoatem din când în când. Da, eu chiar sunt foarte mirat de oamenii care sunt într-o poziție de putere. Exact. Doamne, sunt prim-ministru acestei țări, sunt președintele acestei țări, sunt, nu știu, cineva important. Pot să influențez soarta unei țări. Dacă tot stă în mâinile mele, de ce să nu fac maximul ce ține de mine ca să fac ceva bun pentru oameni? La fel, mutandii și în mass media. De ce să nu promovezi știrile pozitive, lucrurile pozitive? Aici e dintr-un interes egoist. Pentru că fac mult mai multă audiență știrile negative. Știu asta, dar la fel. Capacitatea asta de a face bine, parcă o păstrăm acolo pentru un anumit moment, dar nu știu care o fi ăla. Cineva se uită într-un exercițiu și zice, ok, astăzi am dat știri pozitive. Când ai intrat în caserie? 5 lei. Alaltă am dat știri negative. Când ai intrat în casă? 500 de lei. Da, numai negativ. Pentru că ne apropiem de final și vorbim de capacitatea asta de a face bine, întreb mereu invitații mei în podcastul Prezentul Viitorului, cum putem să construim un viitor mai frumos? Putem să construim un viitor mai frumos făcând ca în prezent, acum, să facem ce ține de noi ca să ne dezvoltăm pe noi înșine, să avem o capacitate mai mare de a face bine. Cu cât noi suntem mai educați, cu cât suntem mai antrenați, cu cât avem resurse financiare sau energetice sau de sănătate sau de orice natură ar fi ele, mai multe, putem să ne punem viitorul nostru pe alte baze și putem să punem viitorul oamenilor apropiați pe alte baze, iar în poziția în care este fiecare, funcție de alonja pe care o are, asta poate să însemne familia sa, poate să însemne știu și o comunitate în care este, poate să însemne țara, poate să însemne planeta, fiecare după puterea sa. Alexandru Răducanu, mulțumesc mult de tot și succes în a face bine. Mulțumesc, Andrei.